Bun găsit la Closing Bell, Claudiu Cazacu sunt. Mă bucur să ne auzim. Aparent o ședință mai liniștită, așa cum ar fi fost de altfel firesc, cu un euro SD care respectă nivelul de 1.06 inferior și 1.0640 superior. Într-o sesiune ce va continua probabil să fie chiar și mai liniștită decât până acum în piețele valutare. Vom vedea... Uh, în sesiunea de mâine, probabil, un impact mai puternic al procesării datelor din ultimele două zile, dar factorii determinanți par a fi nu neapărat creșterea peste așteptarea masei monetare M3 în Europa, ci o relativă stabilitate, o stare de așteptare. Uh, există doar câteva zile, uh, câteva sesiuni uh, săptămâna viitoare până la uh, elemente de maxim interes. Săptămâna viitoare avem uh, decizia Băncii Centrale Europene și uh, de asemenea raportul Non-Farm Payrolls. Cred că până atunci uh, piețele aleg în mod înțelept să uh, și diminueze pozițiile, astfel încât EURUSD pare să aibă aproape o evoluție aleatoare. O ușoară tendință ascendentă, în jurul căreia putem vedea fluctuații de 5-10 pip și plus sau minus. Nu ar fi surprinzător să revenim undeva peste 0620, către 10625 sau chiar 10635. Uh, dar uh, nu văd motive de a abandona acest range, deocamdată. În restul sesiunii nu mai avem date macro importante. Dacă cumva, până ne reauzim la debriefing mâine, am alunecat sub 1.06, este posibil să fie un pretext pentru ca viața să coboare inițial la 10588 și ulterior aș vedea un 10570 ca regiune țintită și nu neapărat nivel de suport precis. Însă din punctul meu de vedere, un range are șanse destul de mari să fie respectat. Peste 10640, rezistența a fi la 10660 și 3 și undeva mai sus intervine linia de trend descendent. Putem să o definim diferit în funcție de timeframe-ul pe care ne uităm și uh, asta fiindcă timeframe-ul influențează uh, umbrele lumânărilor, însă ideea este aceeași dincolo de mici diferențe, câtă vreme suntem undeva sub 1.0670, suntem clar uh, blocați încă pe o tendință descendentă a ultimelor zile și nu uh, punem uh, sub semnul întrebării uh, slăbiciunea euro. Dacă am depășit 1.0670, atunci ne-am uitat la 1.07 și 1.0719. La nivel daily e mai uh, probabil să rămânem între 106 și 107. Depășirea vreunuia dintre aceste două niveluri simbolice ar uh, semnaliza o sete de a continua direcția respectivă uh, ce nu ar trebui ignorată. În cazul GBPUSD se simte mai uh, clar această baleiere a intervalului. Am fost ușor sub linia de trend ascendent. În realitate, dacă am renunțat la această viziune a liniei de trend și ne-am limitat la un range, 1,50-60 nu a fost decât întărit în această perioadă. 1,51-13 este o rezistență ce nu mi se pare imposibil de depășit, iar peste aceasta 1,51-30, apoi un 51. -30. 60. Suportul 1.5087, probabil că piața va întâmpina ceva dificultăți în perioada următoare și ar putea preveni pur și simplu ca mișcare tehnică, neavând date programate importante. Nivelul de suport 122.52 pentru USDJPY, care are șanse să continue acest canal de trend. În cursul sesiunea asiatice la 1 și jumătate ora României. Avem însă multiple raportări. De exemplu, indicele de inflație atât la nivel național, minus 0,1% în cifra analizată, cât și în regiunea Tokyo, tot minus 0,1%, alături de vânzările de, să spunem mai degrabă, consumul gospodărilor, sperat în stagnare, o cifră și ar fi bine primită având în vedere minus 04% raport anterior și rata șomajului 3,4% stabilă conform așteptărilor. Dacă ne interesează ienul japonez sau pericile ienului japonez în general, ora 1 și jumătate este destul de importantă. Din punctul meu de vedere ar trebui să avem cifre cel puțin în linia așteptărilor sau, dacă nu, ușor mai slabe, fiindcă semnalele diferite acumulate din, din economia reală nu uh, indică prea multe schimbări benefice. Ceea ce teoretic ar putea ajuta un pic dolarien, dar până atunci vedem un risc descendent. Un risc de a merge spre 122,45. Sub acest palier 122-35, 122-25 este de urmărit. Petrolul WTI într-o uh, multiplă încercare de a depăși nivelul de 43-50, uh, nu mi-au atras atenția elemente uh, macro noi. Se observă pe H1 o creștere temporară și apoi alunecare. Dacă ne uităm pe un grafic H4, constatăm că revenirea anterioară a fost ștearsă de acțiunea din prezent și cred că acțiunea cea mai recentă. Și cred că perspectivele par să fie încă orientate în sensul scăderii spre poate spre 42 43, dacă alunecăm sub acest palier, chiar 41 90. În linii mari, însă o fereastră pozitivă pentru zilele și săptămânile următoare rămâne în cadrul uh, în cadrul uh, țițeiului fie el Brent sau uh, WTI. Să trecem la uh, aur, încă deasupra lui 1070, într-o formațiune de consolidare tot mai strânsă. Am rezistat tentației de a defini aici un, de a spune că este un uh, triunghi. Avem, cred, fluctuații destul de random, destul de aproape de modul aleator, încât dacă am avea un ordin la 1074 de vânzare sau un ordin de cumpărare la 1070, cred că ambele ar avea șansă să fie atinse în perioada următoare. Abia dacă ne mișcăm peste 1076 se poate contura ceva mai interesant spre 1080, apoi 1087 rezistență. Uh, Într-o sesiune atât de liniștită precum este cea de astăzi, vedeam de dimineață presiune descendentă și eu o văd în continuare pentru următoarele 2-3 sesiuni. Deci, în acest orizont de timp, un breakout sub 1068 nu ne-ar surprinde. Însă, mă gândesc că am văzut multiple situații în care piața, dintr-un fel de triunghi, vrea să definească în cele din urmă un, un range, un dreptunghi. Și Lucul acesta ar putea fi personalizat, cred, de o spargere a lui 1075. Dar ar trebui să fie o spargere nu timidă, nu uh, cu întoarce și cu ezitere, ar trebui ca piața să se miște destul de rapid spre 1080 și după aceea chiar mai sus. Deci dacă vedem un ritm lent al, al mișcării, nu ar fi foarte uh, încurajator. <coughs> dacă mergem la indicele german, de 30, un rebound din 11.306, am avut o corecție chiar sub 11.300 la un moment dat. Fără prea multe vești, dar cred o reacție ce ar fi trebuit să se petreacă destul de devreme având în vedere avansul puternic pe care l-a luat piața. Și ne amintim ce discuteam de dimineață, spuneam că între 305 și, între 306 și 355 ar putea începe o uh, corecție mai importantă. Am avut uh, până una alta cea mai adâncă uh, astfel de corecție din ultimele uh, sesiuni, dar uh, e drept am avut un spike peste 355, ușor, deci mai puternică decât aș fi estimat piața, dar uh, regiunea nu a fost încă abandonată. Și teoretic, nu văd prea multe motive pentru a fi extrem de optimiști în perioada următoare. În cel mai bun caz, indicele german ar trebui să se consolideze între 300 și 360 de puncte. În cel mai rău caz, ar începe o corecție spre 260, 204 și chiar 180 de puncte. Un ghidaj intermediar ar fi dacă nu revenim peste 320 în, până la ora 5 jumătate 6. Dacă rămânem aici sub 320, tentația va fi de a vinde în continuare. Cred că uh, sunt suficient de ispititoare avansurile uh, avansul deja creat, câștigurile deja uh, obținute pe hârtie pentru a înregistra uh, unele uh, vânzări temporare. Dacă merge peste 355 la nivel de închidere, pe o oră de tranzacționare, avem un 385 și apoi chiar, chiar 415. O țintă estimată de noi, pornind de la uh, impulsul anterior, nu am uh, mers neapărat pe ideea că aici este un flag sau un wedge, dar uh, am zis să, uh, să extindem cumva teoria pentru a deriva niște elemente utile practic. Deci, aparent o perioadă de consolidare cu ușoare riscuri descendente, aș vedea, în timp ce pentru US30 am avut o spargere a formațiunii diagonale, din ultimul, aproape din ultima regiune în care s-a fi putut întoarce piața a făcut acest lucru, s-a întors spre o retestare deocamdată și ar trebui ca sesiunea să fie foarte liniștită. Uh, trebuie verificat dacă avem tranzacționare în uh, piața uh, futures, cea uh, pe baza căreia uh, sunt, uh, sunt uh, conturate aceste cotații. Uh, din ce mi-am eu, ar trebui să fie totuși uh, o activitate. Numai că de multe ori există o, o sesiune mai scurtă și lucrul acesta se, se conturează de asemenea, eu verific detaliile. Da, avem o, o închidere mai devreme. Deci o închidere mai devreme pe 27 noiembrie vineri, și vineri la ora 1 din statele unite, asta înseamnă la ora 8, nu vom mai avea cotații pe spot și cred că și futures-ul va fi va fi afectat pe 26 noiembrie, ar trebui să existe tranzacții. Deci astăzi probabil doar o lichiditate ceva mai scăzută. Vedem riscuri de alunecare spre 827, mai jos suportul ar fi la 800 și apoi 785, dar de obicei în astfel de sesiuni fluctuațiile, fluctuațiile sunt restrânse. Există de asemenea și modul acesta de, de a privi entuziast piața monte de sărbătoare, ceea ce teoretic ar bloca o opțiune descendentă altfel conturată mult mai, mult mai hotărât. În linii mari, piața este într-o zonă de decizie extrem de importantă. Avem de-a face cu vârfurile întâlnite în debutul lunii noiembrie și de aici până la vârfurile istorice mai este un drum foarte mic, până în 3%. De aceea cred că decizia unui eventual avans mai hotărât ar putea fi lăsată pentru după sărbători, fie sesiunea de vineri fie mai degrabă începutul săptămânii viitoare, când cred că există destule semne de întrebare despre potențialul de avans suplimentar. Deci mai avem timp să mai comentăm până atunci, aș avea o opțiune destul de uh, uh, puțin conturată, puțin profilată, dar orientată ca sens mai degrabă descendent. Ne uităm la dolarul australian, o ușoară scădere, rămâne în logica descendentă, imprimată după uh, Private Capital Expenditures, aproape de minus 10%. Uh, cred că 71-91 are șanse să fie vizitat în perioada următoare. Uh, are de asemenea și ceva șanse să reziste, pur și simplu fiindcă uh, traderii par destul de relaxați în momentul de față. Uh, Tendința descendentă este definită de o linie de trend care dă și nivelul de rezistență pe scurt uh, și în termenul apropiat un 7, un 27 peste care vorbim de un 7245 și apoi 7265. Dar probabil o foarte ușoară alunecare ar fi uh, posibilă. NZDUSD definește ceea ce s-ar putea descrie ca un, uh, un flag. În realitate mi se pare uh, o piață care e ușor în derivă. Văd însă, dincolo de faptul că nu cred neapărat că e un, e un flag, văd uh, pe argumente mai largi pro dolar, cred că putea merge spre un 0,65-60, sub care nivelul ar fi la 65-47. Rezistența este apropiată, 65-73 și mai sus 0,65-86. Leul nu se mai simte la fel de entuziast ca de dimineață. Dacă o să ne gândim la depărtarea de maxime a indicelui german și la ușoara revenire a euro față de minimele anterioare, cred că aici putem avea o explicație. După părerea mea nu este singura explicație, fiindcă Probabil că chiar și pe, pe leu avem un pic de trading speculativ și s-a încercat să se meargă sub 4,43-15. Cum nu s-a reușit din prima, a existat un rebound, un ricoșeu de scurtă durată. În realitate suntem în același range 4,43-15, 4,44-50. De aici, fără vreo corecție importantă în piețele de capital din Europa, Cred că încetul cu încetul se va încerca din nou să mergem spre 4.43.15. Cu toate că perspectivele pe termen lung sunt de deprecierea leului. Sub nivelul menționat avem un 4.42.85, apoi în 4.42.23. Rezistența 4.45, apoi 4.45.50. Mulțumesc pentru că ați fost alături la acest webinar. Vă urez o seară! plăcută în continuare și nu uitați, prezentăm doar opinii vis-a-vis -vis de piață, nu recomandări. O seară plăcută, pe curând, la revedere!